Bine ați venit la Minecraft Viața la școală! Amalia iubito, te rog frumos să mă crezi când îți spun că pe bune nu te am mințit. Nu ți ascund absolut nimic, Amalia. Eu ieri chiar am fost la secția de poliție și am vorbit cu polițistul Mike. Acum eu nu înțeleg de ce el a ales să te mintă. Te rog eu, Amalia, nu mai fi supărată și uite-te la mine. Te rog eu frumos, de, deci de pe bune vorbesc. Eu nu te-am mințit, habar am decis, de ce, ce te te-a mințit el. El te-a mințit, nu eu. Eu ieri chiar am fost fraților, ați văzut și voi, am fost la secția de poliție și am discutat cu el. Nu înțeleg de ce ți-a spus că n-am avut timp, că a trebuit să mă văd cu iubita mea, eram acolo în fața lui, am vorbit cu el. Deci, eu sunt foarte confuz, fraților. Eu ieri m-am văzut cu polițistul Mike, dar el i-a zis lui Amalia că de fapt noi nu ne-am văzut. Păi cum adică, frate, că ne-am văzut, ești nebun și nu doar, deci, nu ne-am ne văzut așa prin privire, am și discutat. Ca așa, dacă ne-am fi văzut prin priviri, poate credeam eu că m-a văzut el și el, de fapt, nu m-a văzut, dar nu am și discutat, bro. N-are cum să zic că nu ne-am văzut. Marius, mă fa să mă simt confuză. Eu mă simt confuz în momentul de față, nu înțeleg. Deci, tu îmi spui mie că polițistul Mike m-a mințit, da. Dacă e adevărat ceea ce ai spus tu, că el ți-a zis că, a, de fapt, Marius nu a venit la mine că s-a văzut cu iubita lui, da, te-a mințit. Și, în același timp, te-a mințit și pe tine, da. Și pe mine m-a mințit. Pe mine m-a mințit 100%, dar abia acum mi-am dat seama, fraților. Că ceea ce mi-a zis el a fost o minciună. Dar tu nu ți-ai dat seama? Nu! Știi că am încredere în tine. Însă e foarte greu să mă convingi că polițistul Mike ar face ceva. Mai bine recunoști că m-ai mințit. Amalia, pe bune, nu am mințit. Și eu sunt foarte șocat că polițistul Mike bagă strâmbe între noi, pe bune. Adică, nu înțeleg de ce ar face chestia asta. Deci, fraților, eu, pe bune, sunt foarte, foarte confuz. Hmm. Dacă polițistul Mike ne-a mințit pe amândoi, ce ascunde? Habar n-am! Că ascunde ceva. De ce ar vrea să bage râcă între noi? ce câștigă dacă noi ne certăm? Pentru că, bă, frate, eu sunt 100% convins că dacă polițistul Mike chiar a vorbit așa cu Amalia și a zis că eu n-am venit la el, el 100% știa că noi o să discutăm despre asta și că probabil o să ne certăm. Mi se pare foarte suspect. Dar în același timp sunt de aproape sigură că de fapt este doar o neînțelegere din partea noastră. Amalia, crede-mă că nu e o neînțelegere. Adică asta, gen, ce ți-a spus el ție, poate să fie o neînțelegere. Dar el mi-a zis la secție, față o dacă vă aduceți aminte, mi-a zis la secție că el voia să-mi zică că Taică Suludea este un fost primar și nu știu ce. Nu, nu voia să-mi zic asta. Nu voia să-mi zic asta. El, a vrut să vorbească cu mine încă de dinainte să se întâmple evenimentul ăsta tragic. Deci n-avea cum să-mi zic asta, deci m-a mințit. Hmm, dar n-am... Poate n am înțeles ce am vrut să vorbesc cu el, nu știu, fraților, există, bă, există o explicație, dar habar n-am. Hai să nu mergem direct la el cu acuzații și chestii de genul, pentru că, repet, eu cred că noi avem o problemă, ci hai să le spunem și celorlalți să vedem ce părere au, pe bune. Nu știu, mi este foarte greu să cred că polițistul mai ne-a mințit. Poate se baza pe faptul că eu n-am încredere în tine sau tu n-ai încredere în mine, dar totuși de ce ar face asta ce are de câștigat? Nici eu nu înțeleg, fratele, ce are de câștigat polițistul mai dacă noi doi ne certăm. Adică, na, dacă îi spunea lui Amalia că am fost acolo, iară, n-avea nimic de câștigat. Nu știu, fratele, mi se pare foarte suspect. Hai că chim și pe ceilalți și, având în vedere că suntem în pauză, mergem în parc și discutăm despre chestia asta, că pe bune... E ceva suspect la mijloc, ceva, nu știu, poate îmi scapă mie ceva, fraților, poate sunt eu mai prost și îmi scapă ceva. Da, habar n-am, trebuie să există o explicație. Ne aflăm în parcul de lângă școală, băieți și fete, și le-am spus prietenilor mei absolut tot. Da, prieteni, ați auzit. Deci polițistul Mike m-a mințit și pe mine, a mințit-o și pe Amalia și cred că el doar voia să bage râca între noi. Dar na, nu înțeleg de ce, de ce ar face polițistul Mike așa ceva? Ce-ar câștiga el dacă eu și Amalia ne-am certat? Uh, N-are cum, Marius 100% ați înțeles voi greșit. Alex, crede-mă că ne-am gândit deja de 100 de ori. N-am înțeles noi greșit. N-am înțeles noi greșit. Asta s-a întâmplat. Pă bune vorbesc. Din ce mi-ai spus tu, practic, polițistul Mike a încercat să bage răcă între voi și să vă certați. Da! Gândește-te mai bine, Marius. Nu vă aduceți voi aminte bine. Bă, Alex, mă e de prost. Mi-aduc aminte bine. Știu ce am vorbit cu polițistul Mike la secție. Și Amalia, îți dai seama că n-ai inventat ea. 100% chiar s-a întâlnit cu polițistul Mike. Da? Și chiar i-a spus că eu, de fapt, niciodată nu m-am văzut cu el. Și chiar dacă să spunem, polițistul mai care ar fi făcut asta, care ar fi fost scopul lui? Habar n-am! Da, aia sunt de confuz! Habar n-am! N-are sens! Care ar fi fost scopul să vă facă pe voi să vă certați? Eu am 99% încredere în el, dar totuși e un om și poate să facă și el greșeli. Dar repet, ce câștigă el dacă voi vă certați? Bă, poate nu el câștigă, fraților. Poate l-a pus cineva să bage rând între noi. Nu știu, acum vă dați seama că încep și eu cu teorii și cu de astea, dar nu are sens. Nu e ca și cum câștigă bani sau altceva, nu are sens. Și da, ai dreptate, n are sens ceea ce ți-a spus la, la, secție, dar e sigur că asta ți-a spus? Poate erai tu pe grabă și ai înțeles greșit. Am Alex, cum, doamne iartă-mă, poate era el pe grabă și a înțeles greșit, pe bune. Poate el era pe grabă și era cu gândul acolo și când l-a întrebat, asta i-a ieșit pe gură. Bă, da, s-ar putea, fraților. Asta ar fi singura explicație. Poate polițistul Mike nu mi-a înțeles întrebarea. În rest, chiar nu are niciun sens ce se întâmplă. Eu zic să merg să vorbești cu el și să-i spui că probabil era pe grabă atunci și să zic că pe bune ce a vrut să vorbească cu tine. Bă, nu știu. Hmm. Eu chiar nu știu ce să zic, fraților. Deci îți spun Alex, n-am înțeles greșit nicio, nici Amalia. Polițistul Mike chiar ne-a mințit pe amândoi. Și nu văd care-i sensul. Pretenstați puțin, trebuie să vă fac o mărturisire. O video? S-ar putea ca Marius și Amalia să aibă dreptate. Marius, tu nu știi, pentru că tu ai rămas la restaurant atunci. Însă în momentul în care am ajuns noi acasă și am văzut faptul că a luat casa foc, toți am fost mirați. De fapt, nu știu dacă mirați este cuvântul potrivit, mai degrabă toți am fost șocați și, nu ne venea să credem. Bă, da, e ceva normal când vezi o casă care a foc să fii panicat, așa șocat. Eram șocați în primul rând că aveam o frică imensă noi și în al doilea rând nu ne venea să credem ce se întâmplă. Dar noi am sunat la pompieri și primul care a ajuns a fost polițistul Mike. Bă, asta e ciudat, dar totuși, men, la genul ăsta de chestii vine și poliția și vin și pompierii la incendii, nu? Adică... N-a venit... Ok, e ciudat că a venit el primul, dar nu e ciudat că a venit acolo, era clar că o să vină și el. Și când a ajuns, m-am uitat la fața lui și nu părea deloc mirat de ce s-a întâmplat. Haide, o video, bă, video. stai puțin, că tu deja te duci prea departe, deci fii atent. Noi doar ți-am zis că polițistul mai ne-a mințit pe amândoi, tu vrei să-mi zici mie că... Deci, practic, asta insinuezi, că polițistul mai nu părea deloc mirat că ne-a luat casa foc, deci el știa că urmează să ne ia casa foc. Hai de bă, că deja te duci prea departe. Polițistul Mike nu părea mirat de faptul că casa noastră a luat foc și abar nu am cum a ajuns primul acolo, pentru că noi am sunat la pompieri. Mie mi s-a părut suspect, dar am zis să nu vă zic pentru că mă gândeam că există o explicație. Dar și acum cu povestea ta se vede că Mike e ciudat. Bă, o video zare -se și ce spui tu faci Bă, da, când e un incendiu, vine și poliția. Acum, na, au ajuns primii, el a ajuns primul, cam ciudat. Mai ales dacă zici că n-a fost mirat. Hmm, da, na, nu știu. Deci eu, eu v-am mai zis, eu eram cu el la masă și a primit un mesaj pe telefon că e ceva incendiu și da, a plecat. Știi, adică bănesc că, na, în momentul în care e un incendiu de ăsta, toți polițiștii, toți pompierii sunt alertați sau barăm cum funcționează sistemul. Dar probabil cam, cam asta se întâmplă. ce da, tu ce spui? Haide-mă o video, dai în teoria ale conspirației acum. Tu nu știi că în momentul în care sun la poliție pentru incendiu, nu vin doar pompieri, ci vine și poliția? Bă, da, da, na, totuși. Marius, eu zic că Alex are dreptate. Probabil polițistul Maica a avut niște zile mai pline la muncă. Ziceți voi? Hmm. Și de aceea a făcut niște mici greșeli, dar a mințit-o și pe Amalia și te-a mințit și pe tine. Bă, stați puțin mene, că e bă, pe mine m-a mințit, poate să zicem că n-a înțeles ce l-am întrebat, să zicem. Bă, dar pe Amalia cum poți să mi să te bă, cât de obosi să fii și nebun? Deci, eu vin la tine, tănase, deci gândește-te, eu vin la tine astăzi, tu, după, tu peste câteva ore te vezi cu Amalia și pentru că ești obosit, zici, bă, astăzi nu l-am văzut deloc, băi, și mai bagi și o minciună, deci nu numai că nu l-am văzut deloc. Mi-a zis că se vede cu iubita lui. Bă, fraților, n-am menționat asta niciodată în fața lui polițistul Mike. Adică, bă, asta ce mi-a zis el poate să fie din cauza oboselii. Dar ceea ce a zis Amaliei n-are cum. Bă, e ceva la mijloc. Zic eu, 100% e ceva la mijloc. N-are cum să fie așa. N-are sens. Pentru că dacă ne gândim logic, el ce ar avea de câștigat din toată asta? Bă, nu știu, el probabil nimic, dar cine știe? Hai să zicem că ce presupuneți voi e adevărat. El chiar vă minte și el chiar știa de incendiu. Bă, nu știu ce să zic dacă știa de incendiu. Asta a zis video acum. De ce? Care e scopul? El a dat foc la casă, n-avea cum să dai el foc la casă, că el era cu mine atunci. Ce are el de câștigat din toată povestea asta? Deci asta cu foc la casă n-are cum, față că el era cu noi când casa noastră a luat foc. Eu spun că după ce ieșim de la școală, să te duci la secție, Marius, și să-i spui ce ne-ai spus și nouă. Că ți se pare suspect ce s-a întâmplat și el 100% o să aibă un răspuns logic pentru tine. Hmm, Tănase, asta ar fi o tactică bună dacă chiar ar fi doar o neînțelegere. Dar dacă pe bune Polițistul Mike pe bune vrea să ne mintă și ascunde ceva, n-ar fi bine să mă duc să-i zic că am observat chestia asta. Polițistul Mike e prietenul nostru și întotdeauna ne-a ajutat. N-ar avea sens, fi sens fix acum să ne trădeze, pentru că nici n-ar avea pentru ce. Bă, asta n-ai de unde să știi. Dar nu știu, nu mai ajută ce fraților la secție. Era faptul ce spui hmm, tănase, stai puțină. Că dacă polițistul mai care vrea să ne facă rău, nu e o chestie bună să meargă Marius la secție și să-i zică că și-a dat seama de asta, pe bune. Marius, tu ne-ai spus că în momentul în care erai cu polițistul mai la restaurant, acesta a primit un mesaj pe telefon și atunci știu că este un incendiu. Da, acum tănase are și el dreptate. Dacă este un incendiu, iar tu sunt doar la pompieri, asta nu înseamnă că doar eu să vină. Bă, corect, însă mi se pare că a fost anunțat mult prea repede. Bă, bă, voi ce... Ce insinuați că nu înțeleg? Știu că poate o să sune nebunește, însă dacă tot ce a spus până acum e adevărat, sunt șanse mari să fie așa. Și dacă cea care i-a dat mesaj a fost de ea... Haide, Marafa, că deja vă duceți prea departe. Deci voi credeți că incendiu de la casa noastră a fost ceva plănuit între polițistul mai și de ea? Băi... Băi, nu știu ce să zic, man. nu știu. Cred că ne ducem deja prea departe, Cred că deja am luat o parătură sau na, habar n-am. Și dacă polițistul Mike este în mână în mână cu Dea, v-ați gândit la asta, dar de ce ar fi? De ce ar fi că n-are sens? Dar iarăși nu înțeleg de ce. Eu zic că după școală să ne vedem undeva și să discutăm mai bine subiectul ăsta, că aici nu avem timp. E ceva putred la mijloc și trebuie să aflăm adevărul. Cel puțin asta este părerea mea. Hmm. Acum am pus și Rafa pe gânduri, fraților, și dacă Paul Mike e mai în mână cu Dea, dar n-are sens, bro. De ce ar fi mână în mână cu Dea? Preteni, 100% e ceva putre de la mijloc. Mai ales am înțeles bine sau nu. Polsistul mai ți-a spus ieri la secție că există cineva care o favorizează pe Dea. Un polițist ceva și îl încearcă să-l găsească. Da, el asta mi-a zis, gen, că având de vedere că Sul Udea și gen, probabil are dreptate. Adică aici probabil nu m-a mințit. Dar uh, Sul fiind un fost primar, probabil mai are niște cunoștințe în poliție și 100% a favorizat-o cineva ca să, nu știu, să poată să iasă pe cauțiune. Păi asta n-are sens. El e șeful poliției. Nu poate să-și dea seama cine e corupt? De a ieși de rapid de la închisoare pe cauțiune. Dacă tu ești șeful poliției, poți observa și tu ce polițiști au fost de acord cu chestia asta. Hmm. Da, men, ai și tu dreptate, ma. Îți faci o listă și ei prin eliminare. Nu știu, mie mi se pare foarte, foarte suspect. Adică da, s-ar putea să fie de la oboseală, dar să minți în halul asta de două ori, să spui două minciuni atât de mari la două persoane diferite de două ori, eu cred că polițistul mai ascunde ceva, mai ales după ce a spus și o video. Acum chiar nu știu ce să facem, dar 100% e ceva suspect la mijloc. Ma. Bă, Mihai, ai și tu dreptate. Bă, fațelor, are, are și el dreptatea lui, men, până la urmă. Dar totuși, man, bă, nu vreau, fraților, nu vreau să cred chestia asta. Știu că sună foarte, foarte ciudat din partea mea, dar nu vreau să cred chestia asta. Amalia, mamă, prieteni, dacă până acum eram confuză, Acum sunt de 10 ori mai confuză. Haideți că s-a sunat să mergem în clasă și să terminăm orele, măcar atât. După ce ajungem acasă și ne facem temele, trebuie să ne vedem undeva ca să facem o investigație mai clară. 100% polițistul mai ascunde ceva, bă și eu sunt convins. Și chiar dacă nu ascunde și este doar obosit și de-aia greșește, o să ne dăm seama după ce facem investigația. Așa că nu văd ce era în chestia asta. Pe păi bune, bă, hai să mergem în clasă, mai avem câteva ore și na, nu știu, vedem noi pe la finalul orelor ce, ce o să facem mai departe. Dar 100% polițistul Mike ne ascunde ceva. Am terminat orele, băieți și fete, și da, ați ghicit, avem o tonă de teme, cred că o să ne ia minim 3-4 ore să le facem și o să facem prieteni doamne, iartă-mă câte teme am putut să primim. Să vă spun sincer, eu n-am fost atentă deloc astăzi la ore. M-am gândit doar la situația asta cu polițistul mai și la fel. Mie mi se pare irială că s-ar putea ca el să ne trădeze, dar nu înțeleg de ce ar face asta, sunt foarte confuză. În fine, haide să mergem acasă, să ne facem temele, iar după să alegem un loc în care să ne întâlnim. Pe bune, lăsați că vorbim pe grupul nostru. Eu nu sunt deloc confuz. Pentru mine e clar ceea ce se întâmplă. Domnul polițist mai se implică foarte mult în cazul ăsta și de-aia s-a încurcat în vorbe. Da, lasă că urmează să vedem dacă e adevărat sau nu. N-ar avea sens să ne trădeze pe noi. Noi am făcut nimica și n-are nimica de câștigat. Bine, băi, Alex, cum spui tu, frate? Lasă că vedem. Cum spui tu acum, o video? Bă, stați puțin. Cred că exagerăm foarte mult cu vorba, n-are nimic de câștigat. De unde știm noi că el n-are nimic de câștigat? Corect. Până când nu investigăm situația, nu ne putem da seama. Corect! Poate chiar are ceva de câștigat. Exact, men. Știi ce zic? Adică, bă, uite, fraților, mie mi s-a părut foarte ciudat când mi-a zis Rafa și, și Mihai, -a zis că, băi, s-ar putea să fie mână în mână cu Dea. Da, deci mi s-a părut foarte ciudat că de ce ar fi mână în mână cu Dea. Dar după mi-am dat seama că dacă eu și Amalia ne-am certat sau dacă grupul nostru de prieteni s-a certat, Dea ar avea de câștigat, gen, știi? Și na, ca și cum de aia l-a pus pe polițistul Mike să bage râcă între noi. Nu știu, doar îmi dau și eu cu părerea, s-ar putea să sună orib să sună oribil așa. Dar na, Rafa, bă, video ai dreptate, dar sincer nici eu nu vreau să cred că e adevărat. Eu cred că sunteți nesimțiți cu polițistul Mike. El ne-a ajutat atât, și acum noi îl suspectăm că ne trădează. Nu e frumos, stai din gură tânase. Haideți să mergem acasă și vorbim noi după. Pe bune, hai să mergem acasă și să ne punem să ne facem temele și vorbim noi pe, pe grupul nostru. Tocmai ce mi-am terminat, mele băieți și fete și mă jucam puțin pe calculator și am primit șase mesaje noi pe grupul nostru. Deci, bănuiesc că trebuie să ne vedem și trebuie să alegem locul. Tănase zice, prieteni, am stat și m-am gândit și cred că s-ar putea ca polițistul mai chiar să ascunde ceva, ia, păzi, Dar norocul vostru că eu sunt deștept. Ok? M-am gândit la un plan prin care să aflăm adevărul. Mhm. Mm Haideți să ne vedem toți într-o oră la benzinărie. Până atunci încerca să terminați temele. Problema e că în continuare nu mi-am dat seama care ar putea să fie motivul, dar știu ce să facem ca să aflăm dacă chiar este corupt sau nu. Buci, okay, că asta are un plan. Rafa zice: Lasă că mi-am dat eu seama care ar putea fi motivul. Prieteni, ne-a scăpat ceva foarte important. Nu vi se pare extrem de suspect că cu două ore înainte de incendiu. Polițistul Mike a fost promovat în funcția de poliții șef Adică Tatălui Deea are destul de multă putere ca a fost primară Și dacă el Și dacă el l-a pus acolo Bă, bă, ia, spus, sifă, bă nu știu frate Și dacă greșim Bă, ce are gen, Ce zice Rafa are puțin sens hmm, Și dacă acum gen, Polițistul Mike face toate chestiile astea Pentru că el voia să fie polițist șef și gentai că să-l ajută. Alex zice, Rafa, are sens ce spui, dar nu vreau să cred că Mike mi-a lăsat pentru un post de șef. <laughs> Na. O video zice, Alex, asta e treaba dacă nu vrei să crezi. Mie mi se pare că pe bune are sens. Mihaița zice, ok, ne vedem într-o oră la benzinărie. Amalia zice, Tănasia, îi face bine să ai un plan bun, acum o să mă grăbesc la teme și poate greșesc. Bă, fraților, hai că mergem într-o oră la benzinărie și vedem ce s-a întâmplat. Vedem care e planul lui Tănasia. Bun, fraților, după cum puteți vedea, toți au venit la benzinărie. Haide, tănase, ne adunăm pe toți aici să-ți auzim planul inteligent. Chiar sper să fie așa. Bă, deci ascultați-mă. Știu cum să aflăm adevărul despre toată povestea asta. Hmm, hai să vedem. Având în vedere că noi nu vrem să credem că polițistul Mike mi-a trădat, cred că singura variantă prin care am crede asta ar fi dacă am vedea-o cu ochii noștri, nu? bă, da, adică, nu, acum, acum, mai putem zice că sunt greșeli, dar dacă, să spunem așa, îl vedem pe polițistul mai cum vorbește cu DEA, suntem geni 100% sigur că e ceva la mijloc. Așa că am cea mai tare idee. Am discutat-o și cu Alex. Deci, Marius, tu mergi acum la secția de poliție și îl întrebi pe domn polițist dacă știe cumva de unde a luat DEA benzina cu care ne-a dat foc la casă. Ok. El știe asta, pentru că am văzut în ziar că au avansat cu ancheta. Da, am văzut și o chestia asta, dar ce treabă are de unde a luat de ea benzina cu, cu toată chestia asta? El o să ne zică probabil că a luat-o de la o benzinărie sau ceva. Iar noi mergem acolo și spunem că suntem trimiși de șeful poliției, și vrem să avem acces la camerele de supraveghere. De acolo găsim momentul în care vine de acolo și după încercăm să obținem acces și la alte camere de supraveghere din zonă, ca să vedem unde s-a dus Dea în acea zi și ce a făcut toată ziua. Și dacă într-adevăr este în mână în mână cu polițistul Mike, o să aflăm. Tăna să nu prea înțeleg ce spui. Adică, o, ok, deci planul tău este să facem un fel de investigație, însă fără polițistul Mike. Să mergem și să, na, să ne uităm pe camerele de supraveghere. Ok, dacă ne uităm cum ne dăm noi seama dacă e mână în mână cu polițistul Mike sau nu. Marius, eu cred că ideea lui este foarte bună, pentru că este singura modalitate prin care putem vedea cu ochii noștri că polițistul Mike chiar este corupt și colaborează cu DEA, dar cum? Știi și tu, că orice dovadă am găsi, n-am vrea să o credem, pentru că nu vrem să credem în chestia asta. Așa Asta mi se pare cel mai simplu. Probabil o să ne ia câteva zile până când o să convingem toate persoanele din acea zonă să ne dea acces la camere de supraveghere pe care le dețin, dar asta trebuie să facem. O să facem o investigație și trebuie să aflăm în ce locuri a mers de ea în acea zi. Să vedem dacă a avut vreo legătură cu polițistul Mike. Eu zic că asta este cea mai rapidă cale să aflăm. Adică o să ne uităm... Bă, da, eu înțeleg ce vreți să spuneți voi, bă, dar... Nu o să fie cam greu? Adică... Va trebui să o prindem pe Dea de cum s-a văzut cu polițistul Mike? Bă, fraților, nu, nu cred că o să fie atât de greu dacă ei chiar s-au văzut, că probabil s-au văzut dacă fac șmecherel de-astea, dacă colaborează împreună, probabil nu vorbesc prin mesaje, ci, ci s-au văzut în viața reală. Deci, da, dar nu știu, cred că ar dura foarte mult. Bă, nu mă așteptam să fie un plan bun, dar sunt de acord. Însă v-am spus și pe grup, cred că mi-am dat seama pentru uh, uh, mi-am dat seama care ar putea să fie motivul pentru care polițistul Mike ne-a trădat. Bă da, și Rafa are dreptate. S-ar putea ca pur și simplu polițistul Mike să ne fi trădat pentru că ăla i-a promis că devine șeful poliției. Și dacă tatăl lui a reușit să-l facă polițist șef în schimbul trădării, adică să ne trădeze pe noi. Nu știu dacă sună paranoic sau nu, dar e clar că ne ascunde ceva. Rafa, după părerea mea, chiar nu sună nimic paranoic. Pe bune vorbesc o video, s-ar putea să fie și asta. Păi Marius, hai să ne punem pe treabă. dă un mesaj domnului polițist și întreabă-l dacă e la secție, ca să aflăm de unde începem. Haideți, vă să începem, let's go. Puh, am emoții și dacă ne punem cu cine nu trebuie. Mihai, să las că o să aflăm asta dacă e. Amalia, haideți să începem, trebuie să investigăm noi situația pe forțele noastre, pe bune. Na, fraților, o să-i dau un mesaj polițistului Mike și o să aștept să... Nu știu, să-mi dea un răspuns, or să-mi zică că e la secție, ori să-mi zică unde să ne vedem. Bun, fraților, i-am dat mesajul polițistului Mike și am zis că trebuie să vorbesc ceva cu el, trebuie să-i pun niște întrebări și mi-a dat un mesaj, mi-a răspuns în 5 minute. Mi-a zis, sigur, Marius, ce vrei să mă întrebi, sunt la secție. Prieteni, haideți că mă duc la secție și, și revin imediat. Bă, eu zic, fraților, că planul lui uite, secție e chiar acolo, eu zic că planul lui e foarte bun. Adică, ei 100% s-au văzut în ziua aia, da? mai ales dacă polițistul Mike știa din incendiu, dar sper, fraților, că na să fie doar să fim noi doar niște copii mai proști și să nu fie adevărat nimica Dar în fine. Bună ziua, domnule polițist Mike. Auziți, am și o întrebare. Am văzut în ziar, dacă ați scris că ați avansat cu cu ancheta asta despre Dea, pentru că na, trebuie să strângeți dovezi ca să o băgați la închisoare. nu? cam asta trebuie să faceți? Am o întrebare. Știți cumva de unde a făcut rost Dea de canistrele de benzină cu care ne-a dat foc la casă? Adică știu că când am ajuns acolo, lângă casa noastră erau niște caniste de benzină. De unde le-a luat? Uh, de ce te interesează chestia asta? Pur și simplu, voiam așa să, să știu. A cumpărat benzina de la benzinăria din oraș, nu asta de lângă secție. A, ah, am înțeles. Așa a declarat doamna care lucrează acolo. A apărut și în ziar articolul cu interrogatoriul ei. Dar de ce te interesează? ONU? Nu. Doar am vrut să întreb. O zi frumoasă vă doresc. Ok, băi, și fete, bun. Deci, de a... A, ah, deci știi că a apărut și în ziara. ok, se pare că Tănase nu prea s-a uitat bine, că dacă se uita bine știa de unde, de unde să începe și nu mai trebuia să-l întrebe polițistul Mike. Uh, deci a cumpărat benzina cu care ne-a dat foc la casă de la benzinăria din oraș. Bun, hai să mergem acolo, nu? Până la urmă. Hai să vedem care e treaba. Prieteni, am discutat cu polițistul Mike și bătăna să fie atent. A cumpărat benzina de la benzinăria din oraș. Dar ce să vezi? Și că asta scrie și în ziar. Tu nu știi să citești? Că ai zis că te-ai uitat, că știi, că nu știu ce. A, a apărut și în ziar? Ok, lasă, e bine măcar acum că știm. Bun, deci acum știm locul, planul e foarte simplu. Mergem acolo și spunem persoanei care lucrează că suntem cu poliția, suntem trimiși de polițistul șef și că vrem să ne uităm pe camere de supraveghere. Bă, corect, o fraie din paia. Ar trebui să ne lase, nu? Bă, da! Adică, de ce nu ne-ar lăsa? Alex? Tănație, nu știu dacă neapărat o să ne ajute, dar merită încercat. Dacă nu, trebuie să găsim noi o modalitate prin care să ne uităm pe camere. Sper să ne lase, fraților. Orice am face, trebuie să fim rapizi. Dacă polițistul mai chiar vrea să ne facă rău, o să afle că am fost să cerem filmările, pe bune. Și o să se întrebe de ce nu i-am cerut lui ajutorul. Și după o să-și dea seama că e ceva suspect la mijloc. E ceva suspect la mijloc din partea lui. Păi haideți să mergeți, ce mai așteptăm, pe bune. Și dacă ea de la benzinărie să în mână în mână cu polițistul Mike. Haide, bă, Mihaiță. Deja ești prea paranoic, Mihaiță. Hai să mergem. Hai să mergem, fraților, și să luăm persoanele de acolo la întrebări. Ok, fraților, suntem chiar în mijlocul orașului Westburg și, după cum puteți vedea, aici la benzinărie este o doamnă. Să merg să, să o întreb? Uite, mergem la fata asta. Marius, uh, mergi tu, știi ce trebuie să-i spui. Bă, o să-i zic că suntem de la poliție și că vrem să ne uităm pe camerele de supraveghere. Sperăm să fie un plan bun. Hai merge acum să nu pierdem o chestie că nu mai e nimeni înăuntru. Ok, bun. Uh, bună ziua, bună ziua domna angajată Am și o rugăminte la dumneavoastră După cum puteți vedea sunt mai mulți uh, nu, nu sunt singur, sunt cu mai mulți prieteni Și sunt de la poliție Sunt trimis de către polițistul șef Mike Pentru că vrem să ne uităm pe camerele de supraveghere. Din câte știți și dumneavoastră Acum câteva zile a fost un foarte mare incident la noi în oraș În care o casă a luat foc nu știu ce Și din câte am văzut de la această benzinărie s-a cumpărat, s-a cumpărat benzină și vrem doar să ne uităm pe camere de supraveghere doar așa, adică na, știm deja cine a făcut-o, nu-i ca și cum vrem să aflăm cine a făcut-o, dar doar vrem să ne uităm pe camere. Bună ziua, filmările de pe camere de supraveghere, da, a, ok, am înțeles, așteptați puțin până când mă duc în spate, vă chem acolo în 3 minute, ok, mulțumesc, chiar îmi pare bine că, că vreți să colaborați. Prieten, am discutat cu ea, a zis că acum se duce în spate, scoate filmările și în trei minute ni le arată. Ok, s-a comportat ciudat? Bă, nu. Nu, s-a comportat chiar foarte, foarte frumos. Hai să așteptăm, pe bune. Să vedem ce o să aflăm de pe camere. Hai să așteptăm, fraților. Da, în trei minute ar trebui să ne uităm. Băie uh, băieți și fete, avem o mică problemă. Deci noi așteptăm deja fără de 5 minute și doamna asta de la benzinărie a plecat bă, nu mai e aici. Și benzinăria e deschisă, adică poate să intre oricine să fure sau ceva. Bă, asta a plecat, ești nebun? Sau, nu știu, trebuie să se ducă altundeva să facă rost de filmări? Bă, voi ați văzut ce s-a întâmplat? Uh, bă, cumva a fugit? Bă, mă sperie, men. Bă, asta a fugit, fraților? <gasps> e, uite, bă, că e ușa asta deschisă. Bă, ea chiar a fugit, meni, nebun? Oh my god! Bă, fraților, mă, mă panichează. Bă! Ok, asta e ciudat. Asta chiar a fugit. A ieșit prin spate și noi nu ne-am dat seama. Da! A ieșit prin spate. De ce a fugit? I-am cerut filmările de pe camerele de supraveghere. De ce a fugit, frate? Mamă, de ce a fugit? De ce ar face asta? V-am spus că sunt mână în mână, eram sigur. Bă, stai puțin că poate să fie altceva. Hai să mai așteptăm aici, poate a plecat. Să-și iau o cafea sau ceva. Amalia, suntem la benzinărie. De aici și-a lumea cafea? De... Unde să-și iau o cafea și nici măcar n-a zis nimica? N-a frate, eu o să mai aștept puțin, o să mai așteptăm puțin. Dana, eu cred că pe bune a fugit, men. Deci nu știu, asta mi se pare ciudat rău de tot. Fraților, de două ore stau eu și Tănase aici, pentru că ceilalți au plecat. Și doamna angajată de la benzinărie încă nu s-a întors. Bă, fraților, bă, e ceva la mijloc, ești Bă, femeia mea a lăsat benzinăria liberă. Poate să vină oricine să fure chestii. Bă! Bă, ce se întâmplă? Bă, tănase, hai să mergem acasă, men. Asta a plecat, nu se mai întoarce. Ne gândeam că o să se întoarcă. Nu știu, dar nu se mai întoarce. Mamă, Marius, nu știu dacă îți dai seama, dar situația e gravă rău de tot. Bă, îmi dau seama, situația e foarte ciudată. Deci aia a plecat și nu s-a mai întors. Ce ascunde? Nu vreau să-i dau dreptate lui Mihaița, dar poate chiar sunt șanse ca vânzătoarea să fie în mână în mână, ori cu polițistul Mike, ori cu Dea. Că pe bune, de ce a făcut asta? Deja mor de somn, hai să mergem acasă și mâine dimineață ne vedem iarăși aici. Eu o să fiu de la 6 aici pentru că vreau să o prind. bătu chiar vrei să o prinzi? Dacă nici mâine la 6 nu vine, ce facem? O luăm la întrebări pe Dea? Bă, nu știu, e angajat aici. Cum adică face? Adică pur și simplu a plecat, a fugit? Eu zic că dacă am începe să-i punem întrebări așa amenințătoare lui Dea și să-i zicem Știm că lucrez cu polițistul Mike, ea s-ar da de gol și ne-ar spune adevărul. Hmm, nu știu, poate e pregătită de asta. Habar n-am, tu ce spui, Marius? Nu știu, men, hai să mergem acasă să ne odihnim și vedem mâine de, de dimineață ce o să facem. O să revenim aici, fațior, poate, poate o să fie angajat aici, ca așa ar trebui să fie. Dar habar n-am de ce a fugit. Bună dimineața, băieți și fete. O, oh, de se pare că deja am mesaje noi pe, pe grupul nostru. E ora 7. M-am trezit, hai să vedem ce, ce o să facem astăzi. Tăna se zice, nația prieten, haideți toți la benzinărie. Sunt aici de o oră. Bă, stai nebun. Și ce credeți? Prietena noastră de ieri se află aici. Ok. Eu mă ascund, nu m-a văzut. Haideți să mergem toți, să vedem ce reacție o să aibă. Alex zice, bă, și tu chiar n-ai somn, dar chiar n-are somn de o oră, e acolo. Ovidiu, am face bine să aflăm ceva. Eu aș mai vrea să dorm încă 30 de minute, dar bine, hai că vin. Rafa zice, credeți că a spus ceva cuiva? Dacă spunea, probabil l-am fi aflat până acum. Hmm, nu știu ce să zic. Hai să mergem, față. Mergem la benzinărie. Să o luăm pasta la întrebări, mele. De ce a fugit? Ieri i-am cerut filmările de pe camerele de supraveghere și a fugit. mama, vezi că mă duc la școală. Să ai și la școală, scumpule. Mulțumesc, te pup și te iubesc. Hai să, hai să plecăm. Hopa, hopa, ce avem noi aici? Doamna angajată, stați liniștită, de data asta nu mai puteți să, să fugiți, că sunteți încolțită. Ia spuneți-ne, ce ați făcut mai exact? De ce ați fugit ieri când v-am întrebat de filmările de pe camere, a? Aha, ce o să faci acum? Îți spun eu ce o să faci, o să ne zici adevărul. Știm că este ceva suspect în spatele incendiului de la casa noastră și după fața ta văd că nu trebuie să-ți explic mai multe. Știi despre ce e vorba și o să ne spui. Nu ai cum să pleci, ești încolțită, pă bune. Aha, Alex, era să murim în acel incendiu. Dacă noi eram acasă, toți eram morți. Cum poți să treci cu gândul ăsta știm că era să omori niște copii? Spune-ne adevărul și arată-ne filmările. Pe bune, știm că, știm că știi ceva ce noi nu știm. Pe bune. Haide, nu mai ai ce să faci. Să nu ce să fugi că o să te prindem. Amalia și Mihaița stați acolo. Iazi. zi, Ia zi care-i treaba? Ok, ok, gata. Vă rog să nu faceți rău. Vă spun tot ce știu, dar vă rog să mă credeți că eu n-am vrut să se ajungă aici. Mm -hmm. Ia zi, care-i treaba. Și filmările de pe camerele de supraveghere nu le mai am. Polițistul Mike mi-a spus să le șterg pe toate. Poftim? Fraților, ce doamne artă mă se întâmplă? De unde știi tu cine e polițistul Mike? Îmi pare rău, nu știam cum o să se ajungă aici. Nu, 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 stai puțin, domnișoară, nu. Explică-ne care-i treaba, că pe bune sunt confuz rău de tot. De unde știi tu cine e polițistul Mike și cum adică ți-a zis să ștergi filmările? Deci pe bune, fraților, că în momentul de față sunt extrem de confuz. Cum adică ți-a zis? Spune-ne mai exact ce s-a întâmplat. Păi ascultați-mă, în ziua în care s-a întâmplat incendiul, eu eram pregătită să închid, până când a venit aici un polițist, acel polițist Mike, și a venit și a vrut să cumpere 20 de canistre de benzină. Poftim? Polițistul... Bă! Polițistul Mike a cumpărat benzina cu care, cu care ni s-a dat foc la casă? Mi s-a părut puțin ciudat, însă nu am pus întrebări. Nu mă gândeam că vrea să facă ceva rău cu ele, având în vedere că e polițist. Dar după ce am închis, am ajuns acasă, am deschis televizorul și am văzut incendiul. Iar acolo l-am văzut și pe el. Și m-a gândit instant că el are ceva de a face cu chestia asta. Și voiam să mă duc la poliție și să-l dau un gât. Dar când să ies din casa mea, el era deja acolo. Mi-a dat 500 de lei și mi-a spus să tac din gură și să șterg filmările de pe camere de supraveghere care arată când el a intrat în magazin. Și dacă mă întreabă cineva ceva, eu nu știu nimica. Mamă băi, și fete, cred că este mult mai adânc decât credeam noi. Vă jur că nu știam că o să facă asta, eu credeam că o să dea foc la niște gunoaie sau ceva de genul. Și vă jur că nu vă minte, dar vă rog, lăsați-mă în pace. Prieten, voi voi ați auzit ce a spus fata asta? Nu, no, nu, no, nu, no, asta e prea de tot. Deci polițistul mai a cumpărat benzina cu care Dea de a dat foc, deci polițistul mai și DEA de să în mână în mână. Că din câte am înțeles, de ea a dat foc la casa asta. Asta au spus și martorii. Iar ea când a fost arestată, mirozea benzină și toate alea. De deci, ce a dat? Dar polițistul mai a cumpărat-o, a vrut să ne omoare, a vrut să ne dea foc la casă, mi se face rău. Mi se pare absolut irreal. nu vreau să cred asta. Nu, 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 e ciudat ce se întâmplă. Dacă polițistul mai a făcut asta, înseamnă că 100% e mână în mână cu Dea. De Bă, știu. Dar Mario, stai puțin, că noi am uitat ceva. Și dacă chestiile astea sunt adevărate, el ce voia să spună atunci la restaurat înainte de incendiu? Bă, nu știu, men. Adică acum te-am mințit, dar atunci, oare ce-o vrut să-ți spună? Stați puțin. V-ați gândit că poate fata asta e mână în mână cu Dea și încearcă să ne facă să ne certăm între noi? Bă, da, chiar. Și dacă minte și Dea a pus-o să facă chestia asta? O video stai puțin, chiar dacă există o șansă să fie adevărat ce spui, hai să nu uităm că și polițistul mai că a fost prins cu minciuna. Nu știu, mi se pare, mie mi se pare prea multe coincidențe. Iar și obosit sau e prea mult? Băi, ia, ia ascult aici. Cumva de ți-a ți spus toate chestiile astea? Cumva ea te-a Spune-ne adevărul că o să aflăm. Stați puțin, eu habar n-am cine este de aia am văzut la știri că ea a fost arestată și după m-am interesat și am aflat că a fost fica vechiului primar. Primarul ăla a fost un corup nesimțit. Dar vă rog eu, credeți-mă că nu știu cine sunt oamenii ăștia. V-am spus tot ce știu, polițistul m-a șantajat și m-a mintuit. Atât, restul nu știu. Bă, băi și fete, eu nu înțeleg. Bă, polițistul mai a vrut să ne facă rume, dar, dar, de ce ar face polițistul Maica asta? Ți-oamne, iartă-mă, frățior, ajutați-ne la comentarii. Eu, pe bune, sunt uimit de ce tocmai am auzit.